de către liberal. Vă mărturisesc că inițial, că de vreo câteva luni de zile, tot zumzei așa în conferințe de presă cu privire la anumite aspecte despre administrația publică locală. Inițial am spus că asta este politica. Așa, este o modalitate de a se face opoziție. Dar în momentul în care începi să minți, în momentul în care începi să te faci că nu știi, sau în momentul în care pur și simplu debitezi prostii să induci oamenii în eroare, lucrul acesta nu pot accepta. Mai vorbesc liberalii târgovișteni de lipsa investițiilor în cultură, mediul universitar și așa mai departe. Dincolo de argumentele solide și substanțiale pe care le avem, aș pleca de la o premisă. Păi tu, PNL, care ai sediu într-o fostă galerie de artă, care ai dat copiii afară, pentru că aceea era o bibliotecă pentru copii, îmi spui mie acum că nu susțin cultura? Câtă ipocrizie, câtă ipocrizie sau de câtă ipocrizie să dai dovadă în momentul în care tu, dintr-un sediu care era galerie de artă și bibliotecă pentru copii, îi spui primarului că nu susține cultura. Dragi prieteni liberali, cred că timpul acestor afirmații gratuite a apus de mult. Cetățenii acestui oraș nu sunt așa naivi, așa cum îi credeți dumneavoastră, pentru că a debita atâtea prostii și a spune atâtea minciuni înseamnă să desconsideri cetățenii acestui oraș. Pentru că altfel nu ai mințit, n-ai încercat să-i manipulezi și n-ai încercat să arunci pe piață niște subiecte pe care cred că, de fapt, adevărul, cred că nici nu le știi și mai și minți în legătură cu aceste subiecte. Sunt și alte aspecte pe care vreau să le menționez. S-a vorbit în conferința PNL Târgoviște despre mall. Și nu le convine. Că altfel n-ar vorbi. Și n-ar critica. Păi, stimați colegi din Consiliul Local, stimați liberali, care conduceți în momentul de față destinul acestui partid istoric, e adevărat că este o investiție privată. Dar această investiție a demarat, și am mai spus acest lucru și repet, după ce această administrație locală a avut discuția cu investitorul și a văzut că suntem o administrație locală serioasă și că poate investi câteva zeci de milioane de euro în Târgoviște pentru un complex comercial. Mai departe, de ce vine tocmai acum investitorul să facă mall-ul la Târgoviște? De ce n-a venit până acum? Crearea a aproape 1000 de locuri de muncă reprezintă un alt aspect care nu este deloc de neglijat. Dincolo de această chestiune, ca primar al municipiului Târgoviște, salut și alte investiții private importante din zona municipiului Târgoviște. Și salut faptul că din martie se deschide cea mai mare fabrică de electrocasnice din sud-estul Europei, la câțiva kilometri de Târgoviște, cu mii de locuri de muncă,
Și nu o să mă împiedice liberalii să spun acest lucru, așa cum nu mă împiedică liberalii să salut, spre exemplu, că la Târgoviște, până la sfârșitul anului, se va construi un Decathlon, KFC, sau mai nou, a demarat investiția pentru un magazin Leroy Merlin, pe centura municipiului Târgoviște. De ce se întâmplă toate acum? De ce nu s-au întâmplat cum conduceau dumnealor? Ăsta nu e un motiv să critici. Aceste lucruri pur și simplu se întâmplă acum. Spuneau domnii liberali despre o stație de asfalt. Băi, fraților, chiar atât de îngust puteți să gândiți? Chiar atât de josnic puteți aborda administrația locală încât să vă închipuiți că aveam vreun interes în a cumpăra 30 de metri de asfalt, metri cub de asfalt, de la vreo stație de asfalt? Nu a fost deschisă nicio stație de asfalt în zona noastră. SCLDP, zilele acestea, și-a achiziționat o piesă lipsă, nu știu ce au avut, pentru a încerca să pornească stația de asfalt, pentru că este destul de fric și e nevoie de timp. Am încercat la absolut toată lumea. București, Pitești. Inclusiv la București sau la Pitești. Am încercat noi să sprijinim, pentru că era treaba constructorului care mi-a dat o adresă în sensul a ceea ce am prezentat eu public. Chiar și în aceste condiții, pe zona respectivă se circulă în condiții destul de bune. Nu s-a lăsat terasamentul. Nu... Și nu cred că este un capăt de țară. Ideea că se bagă un cablu electric și că au mai băgat și alții cabluri electrici, iarăși ține de o abordare superficială. Păi și închipuie cineva că se apucă un investitor de investiții de asemenea nivel să racordeze din punct de vedere electric, să plătească autorizații de construcție de milioane de lei, dacă nu are de gând să realizeze acest complex comercial? Nu! Problema e altă. Problema e că la sfârșitul anului în Târgoviște vom avea un complex comercial. Problema e că e posibil ca și din această, sau ca și din această perspectivă, activitatea administrației să fie percepută pozitiv de către oameni. Despre asta e vorba, de fapt. Despre nimic altceva. Nu interesează că nu știu ce cablu electric a fost îngropat acolo. Asta e chestiunea legată de mall. Repet, încă vreo câteva investiții pe această zonă de shopping, servicii și așa mai departe, încep să vor fi finalizate anul acesta. Cea mai nouă, repet, Leroy Merlin. O investiție pe vreo 4 hectare pe centura municipiului Târgoviște. Bani la buget, locuri de muncă, posibilitatea pentru târgoviștieni, dâmbovițeni, să meargă la un magazin serios de construcție. Așa cum e București, în Ploiești și așa mai departe. Da? Ei bine, una dintre, sau unul dintre punctele forte în această conferință este reprezentat de investițiile pe care administrația locală târgovișteană le-a făcut sau nu le-a făcut în anul 2018. Am prezentat în conferință de presă la începutul anului un raport de activitate. Nu o să reiau acest raport de activitate. Dar voi spune că a fost anul cu cele mai mari investiții pe zona de infrastructură țintite în cartiere.
Radu Cioclovan, Constantin Brâncoveanu, blocurile B, cartierul Sagricom, Nicolae Iorga, locurile de joacă, grădința 14, din centru, strada Nicolae Iorga, strada Cetății, strada Gimnaziului, încă 4 km în Priseaca, grădinița numărul 9 și așa mai departe. Astea sunt numai câteva din investițiile pe care le amintesc la o trecere lapidară în revistă. Păi dumnealor n-au menționat în viața lor, într-o frază, atâtea investiții cât a realizat Primăria Târgoviște în anul 2018. Toți care sunt acum conducerea PNL Târgoviște. Deci n-au spus și n-au enumerat în viața lor câte investiții a făcut primăria într-un an. N-am făcut nimic extraordinar. Am vrut să facem ceea ce așteaptă târgoviștenii de la noi. Asta legat de investiții. Proiecte majore. Dom'le, primăria nu face proiecte majore. Acesta, o altă abordare. Face numai trotuare și așa mai departe. Distinși prieteni de la PNL. Proiectele majore sunt condiționate de sursele de finanțare. La 31 decembrie 2015 s-a încheiat programul operațional regional 2007-2013. După data respectivă, până la lansarea noilor apeluri de proiecte, pe porul 2014-2020, nu se putea depune niciun proiect pe fonduri europene, niciun proiect major. Da? Nu se putea depune. Eu mă îndoiesc că știți lucrul ăsta. Deci nu cred că dumneavoastră cunoașteți aceste aspecte care țin de administrație și care sunt lucruri de bază dacă ne referim la principalele programe de finanțare europene. Ca să revenim la programul operațional regional anterior, vreau să le retransmit, sau să retransmit opoziției, că m-am săturat să spun liberali de fiecare dată, faptul că municipiul Târgoviște a ocupat locul 2 la nivel național pe ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene pe locuitor. Locul 2 la nivel național. PNL nu are nicio legătură cu acest subiect. Nici din punct de vedere administrativ, nici din punct de vedere politic. Nicio legătură. Repet, locul 2 la nivel național. Ca să particularizez ceva mai mult, voi preciza și voi da două exemple. Pe două proiecte importante pentru Municipalitatea Târgovișteană și pentru Comunitatea Târgoviștean. PIDUA și Complexul Turistic de Natație. În 2015 am preluat atribuțiile de primar, viceprimar cu atribuțiuni de primar. Și o să fac o precizare. PIDUA, microiul numărul 6. În 2014 au fost atrase fonduri de 14 milioane lei și ne-am ales cu o corecție financiară de 2,4 milioane, în vreme ce în 2015 Municipalitatea Târgovișteană a atras 34 de milioane de lei și a realizat un progres fizic de 70%. 70%. Situația este asemănătoare și pe complexul turistic de natație. Perla investițională a Târgoviște. Sunt convins că ați fost acolo. Sunt convins că v-a plăcut. Dar domnilor din PNL nu o să recunoaște niciodată. Fonduri atrase în 2014, atenție, 5,6 milioane. Fonduri atrase în 2015, 36 de milioane de lei. Acestea sunt cifre clare, reci, concrete,
a ceea ce înseamnă, sau ceea ce a însemnat, politica de atragere a fondurilor europene, atunci când potrivit legii se putea întâmpla lucrul acesta. Pentru nou program operațional regional, de fapt pentru programul de investiții al municipiului Târgoviște și al administrației locale târgoviștene, de care ar trebui să fiți mândri și dumneavoastră, cei care sunteți în Consiliul Local, dragi liberali. Că nu sunt proiecte, sunt proiecte pentru comunitatea locală, sunt proiecte pentru târgovișteni. Și acestea rămân după ce... pentru că după ce încetăm să mai exercităm aceste atribuții, pentru că nu e așa, fiecare dintre noi este trecător pe o anumită funcție. Și sunt convins că în sinea dumneavoastră vă și bucurați. Dar nu puteți să spuneți lucrul acesta, nu puteți să-l afirmați. Dar dacă nu vă bucurați și dacă nu vă convine acest program de investiții, păi am vești proaste pentru dumneavoastră. Foarte proaste. Păi nici n-am început bine anul, stimați liberali, și avem 5 investiții în derulare. 5 începute anul acesta. Bază sportivă Colegiul Constantin Carabela, reabilitare, modernizare, extindere Creșa 13, reabilitare, modernizare, extindere, dotare Creșa 14, reabilitare, modernizare, dotare grădinița numărul 15, reabilitare, modernizare, dotare grădinița numărul 13. Acestea sunt proiectele în derulare în momentul de față, la care mai adăugăm și Creșa 8, care a început anul trecut. În momentul de față, 5 investiții începute până, iată, pe 10 februarie. De fapt, până pe 8. Dar ceea ce urmează este cu adevărat spectaculos. Până acum avem investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală, investiții, sigur, 1 milion, 1,5 milioane de euro fiecare, dar ceea ce urmează este cu adevărat spectaculos. Și aș menționa așa. În faza de precontractare, în momentul de față, deci în faza de precontractare, asta înseamnă că s-au depășit toate etapele evaluării și trebuie semnat contractul. Reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din municipiul Târgoviște, un prim proiect de 7,2 milioane, de reabilitarea termică a blocului. Un al doilea proiect de reabilitare termică, încă vreo 16 milioane de lei. Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din municipiul Târgoviște. Încă 21 de milioane de lei. În contractare, în precontractare în momentul de față. Tot în precontractare avem îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitare, modernizare, extinderea și echiparea creșe cu program prelungit rază de soare. Cea mai mare grădiniță, pardon. Cea mai mare grădiniță din județ, una dintre cele mai mari din țară, proiect de aproape 13 milioane de lei. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extindere, reabilitare, modernizare și echiparea școlii gimnaziale Mihai Viteazu. În precontractare, proiect de 18,5 milioane de lei. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extindere, reabilitare, modernizare și echiparea școlii gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște. Proiect în valoare de peste 22 de milioane de lei și cel mai mare proiect care va fi implementat vreodată la unitate de învățământ, care a fost implementat până acum la unitate de învățământ din Târgoviște. Școala 13 Matei Basara. Acestea sunt la momentul acesta în etapa de semnare a contractelor de finanțare cu licitații în derulare și cu licitații care se vor finaliza luna aceasta, luna viitoare, și lucrările urmând să înceapă cât se poate de repede. Și dacă avem un constructor bun, și dacă avem puțin noroc, și dacă ne ajută Dumnezeu, până prin mai, anul viitor, avem gata școala 8. Asta e. Nu trebuie să îi deranjeze pe colegii noștri liberali.
și mai avem alte proiecte importante. Proiectul privind transportul public este în momentul de față în evaluare, un prim proiect de 122 de milioane, la care se adaugă un alt proiect de încă 40 de milioane pentru achiziționarea efectivă de autobuze. În total avem peste 163 de milioane de lei. Cele mai mari proiecte, de fapt primul de 122 de milioane, cel mai mare proiect din toate timpurile la Târgu Obște. Dar nu e suficient de important pentru liberali. Nu e suficient de mare. Acestea reprezintă numai o parte din proiecte. Nu vreau să mai menționez aici, să mai amintesc, spre exemplu, de cele trei parcuri. Cel de la Umegară, cel de la Complexul de Natație, extinderea Parcului Chindia. Toate aceste proiecte finanțate pe fonduri europene și cu o valoare cumulată de 20 de milioane de lei și ne apropiem de vreo 7 hectare de parcuri noi în Târgu Obște. Din această suprafață, numai 10% va fi ocupată de construcții, restul reprezintă gazon, arbori ornamental și așa mai departe. Așa finanțează Uniunea Europeană. Bineînțeles că un alt subiect, un light motiv la conferințele de presă, de altfel pentru liberalii dâmbovițeni, e proiectul privind centura municipiului Târgu Obște. L-am văzut mai acum vreo 3 săptămâni pe domnul Grozavu, având o reacție euforică. Cerea dumnealui demisia tuturor. Pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu proiectul depus de Consiliul Județean. Referitor la proiectul depus de Consiliul Județean privitor la centura municipiului Târgu Obște, acesta este în momentul de față în evaluare. De fapt, contestația formulată de noi este în momentul de față în evaluare. Părerea mea, și am mai spus lucrul acesta, că administrațiile locale au dreptate în legătură cu acest subiect. În altă ordine de idei, că iarăși ori n-a înțeles, ori se face că nu înțelege. Păi dacă asta era singura modalitate de finanțare a centurii pe fonduri europene și nu aveam altă modalitate de finanțare, unde este greșeala? Încercăm să urmăm această cale. Referitor la accesarea fondurilor europene pentru centura municipiului Târgu Obște, aș dori să fac o precizare. Sunt convins că nu știu lucrul acesta, că altfel n-ar bătea câmpii la modul acesta. Mă, fraților, fondurile europene pe centură se mai puteau lua până la 31 decembrie 2015. Atât. După 31 decembrie 2015, n-a mai existat nicio posibilitate legală să se acceseze fondurile europene pentru centura municipiului Târgu Obște. Dacă nu știați, vă spun eu acum. Că atunci s-a încheiat programul operațional regional anterior și numai până atunci se puteau accesa banii europeni. Dacă dumneavoastră vă închipuiți că în 6-7 luni puteai să faci și licitație și puteai să și termini centura, deci este o chestiune evidentă. Era imposibil a se realiza lucrul acesta. Am primit atribuțiunea de primar în februarie, am dat drumul la licitație, am semnat contractul de execuție de lucrări, iarăși chestiunile legate de proiect și așa mai departe reprezintă un subiect separat despre care o să discutăm puțin mai târziu. Dar chiar nu se putea realiza acest proiect după finalizarea licitației în câteva luni de vară.
Deci, repet, în anul 2015. Atunci se raportează posibilitatea municipiului Târgu Jiu de a mai accesa fonduri europene pentru centură și există această cale pe care încercăm să o urmăm și cu privire la care chiar nu cred că s-a înțeles, chiar nu cred că s-a înțeles mai lucru și a trebuit să mă duc eu în plenul Consiliului Județean să conving consilierii locali, consilierii județeni liberali să voteze un proiect de hotărâre important până la urmă pentru toată comunitatea. Nu pentru administrație, nu pentru altcineva. Tot legat de centură. Se pare că domnii de la PNL sunt foarte preocupați de faptul că trebuie returnați niște bani. Este posibil să ajungem la această situație. Dar i-aș întreba eu, de ce nu s-au revoltat în 2013, când Primăria Târgoviște a respins nejustificat, a spus instanța, două facturi ale CAST, aspect care a determinat obligarea municipiului Târgoviște la plata unor sume de bani importante, din care constructorul a renunțat la vreo 50 de miliarde. Repet, 50 de miliarde. Și s-a încheiat o tranzacție și am reușit să depășim acest moment. Nu eu am generat situația. Sunt nevoit numai să curăț mizerii. Am plătit la acel moment o sumă importantă. Sumă și în pofida achitării acestei sume căutăm în continuare soluții pentru finanțarea proiectului prin centura municipiului Târgoviște, dacă nu se vor accesa fondurile europene, și am menținut nivelul de îndatorare al municipiului Târgoviște la un 8% din 30 prevăzut de lege. 8%. Spațiu pentru credite există. Și o să le propun colegilor mei de la PNL în Consiliul Local accesarea unui credit pentru a duce mai departe investițiile, pentru a continua dezvoltarea municipiului Târgoviște, în contextul în care, repet, avem unul dintre cele mai mici plafoane de creditare, de îndatorare din țară. Bineînțeles, dacă discutăm de o administrație de municipiu, reședință de județ. Sub 8%. Așa că toată această discuție pe care PNL o aduce în spațiu public nu reprezintă decât demagogie ieftină, minciună și manipulare. Pe de o parte, domnii de la PNL spun că e o problemă cu transportul public. Dacă le ofer soluții, votează contra Consiliul Local. Câtă ipocrizie să fie în această atitudine. Ok, nu avem transport public. Este adevărat. Transport public de calitate, Primăria Târgoviște, vine cu soluții. Avem acordul cu AITT, dacă domnii de la PNL vor fi de acord, începând cu luna martie, Primăria Târgoviște va face direct transportul public în acest oraș. Sigur că nu vor fi autobuze noi în acest moment, pentru că avem proiectul cu finanțare europeană. Dar vor fi autobuze curate, vor fi autobuze care vor veni la timp. Sunt sute de curse nerealizate de AITT în ultimele 3-4 luni. Sute. Situația nu mai poate continua la modul acesta. Suntem obligați ca și administrație locală să furnizăm servicii publice de calitate. Trebuie să înțelegem cu toții că nu e obligat numai primarul să ofere servicii publice de calitate.
și Consiliul Local e parte a administrației locale, pe cea mai importantă parte. Este forul deliberativ de la nivelul administrației locale. Este cel care ia deciziile. Și cu asta vreau să închei. Sper să n-aud vreun liberal din Dâmbovița vorbind despre penali în campania care urmează. Ar fi culmea ipocriziei. Dar despre acest subiect, într-o altă conferință de presă, pentru că deja a fost o conferință destul de lungă, dar cred că am lămurit anumite aspecte. Acum vom vedea cum evoluează situația. Din punct de vedere administrativ, voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a implementa aceste proiecte și în prima urgență este vorba de transportul public din municipiul Târgu Ocești. Trebuie să oferim soluții, nu trebuie să generăm tot felul de discuții și de probleme. Aproape toate unitățile teritoriale de care am vorbit, DEVA și așa mai departe, toate au avut probleme cu transportul public, cu diferiți operatori. Toate și-au înființat operatori proprii. Lucrul ăsta nu l-au văzut când au făcut referire la ei. Au văzut numai ce nu era, adică că au cumpărat autobuze pe fonduri europene. Niciodată nu s-a întâmplat până acum lucrul acesta la aceste unități administrative teritoriale. Și da, repet, voi mai propune Consiliul Local accesarea de credit. Ne putem permite. Piața creditelor în momentul de față este o piață care favorizează accesarea de credite, în contextul în care renegociem niște dobânzi în momentul acesta și am avut și un proiect pe ordinea de zi. Am mai făcut referire domnii de la PNL la cinematograful Independenței. Au spus, domnule, nu mai știm nimic. Păi, nu știți. Este un proiect al Companiei Naționale de Investiții. S-a atribuit inițial, s-a făcut o contestație, este din nou în evaluare, probabil în 2-3 săptămâni se va finaliza evaluarea și vom avea câștigător. Și o să înceapă lucrările, iarăși, destul de repede și la acest proiect. E un proiect al Companiei Naționale de investiții, meritul primăriei este că a obținut finanțarea prin CNI. Dar nu este un proiect gestionat direct de către primărie, în condițiile în care, în urmă cu 3 ani și ceva, Ministerul Culturii voia să reia în proprietate cinematograful Independența, pentru că nu se făcuse absolut nimic în legătură cu reabilitarea acestuia. Nu era niciun document, niciun studiu de fezabilitate, absolut nimic. Și aș mai vrea să mai abordez un subiect, deși este puțin tangențial cu activitatea administrației locale. Da, mă bucură situația DN71. Un drum de o importanță vitală, inclusiv pentru municipiul Târgu Ocești, iată face un obiect unei investiții care a intrat într-o fază de unde nu mai poate fi oprită sau întoarsă. Este cel mai important proiect de reabilitare a infrastructurii din județul Dâmbovița. Nu știu dacă din toate timpurile, oricum, de foarte mult timp n-am mai avut un asemenea proiect. Lărgirea pe 4 benzi de la Târgu Ocești la Băldana este esențială pentru dezvoltarea economică a municipiului Târgu Ocești, mai ales în contextul în care 5-6 fabrici sunt construite exact cu acces la acest drum. Că probabil liberalii vor spune că e o problemă și de data aceasta. Că mai durează licitația. E adevărat. Dar dacă, spre exemplu, guvernul Cioloș
ar fi aprobat indicatorii și ar fi lansat achiziția, în momentul de față drumul era aproape gata. Așa că salut și eu această investiție. Mă bucur că s-a intrat într-o etapă foarte importantă. De fapt, este ultima etapă înainte de începerea lucrărilor. Și cred că odată cu această investiție, municipiul Târgoviște și județul Dâmbovița va intra într-o nouă etapă de dezvoltare. Mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Bun. Deci, proiectul privind transportul public în comun este un proiect destul de complex. Pe cele două componente ne ducem undeva la 40 de autobuze hibrid pe care le vom achiziționa. Ca și străzi, intră în reabilitare Bulevardul Mircea cel Bătrân, Bulevardul Regele Carol, Strada Gării, locotenent Stancu Ion și pasajul din zona Pafcomului. De asemenea, sunt modernizate peste 30 de stații de traseu. Se construiește un depou și se mai construiesc stații de capăt. Una se va construi pe șoseaua Găiești, una se va construi la microion numărul 6, unde este ITT-ul în momentul de față. Va fi un program de gestiune a transportului public, în baza căruia se va cunoaște la orice oră și în orice moment unde sunt autobuzele, câți călători sunt în autobuze și dacă există probleme cu privire la aceste autobuze. Vom avea și echipamente de servisare pentru autobuze și vom putea să asigurăm o mentenanță a acestor autobuze. În linii mari, cam acestea sunt... Operatorul va fi, Servicii Publice Municipale, operatorul Consiliului Local. Și a doua întrebare, cum va fi afectat municipiul de proiectul de buget? Va fi afectată investiții? Eu nu pot să vorbesc despre proiect de buget pentru că nu am bugetul. Deci, bugetul trebuie să fie pus la dispoziție de către guvern, după aceea intră în dezbatere parlamentară. În momentul în care voi avea bugetul, voi putea să știu despre ce e vorba. Vă dați seama că și mie, ca administrație publică locală, și noi avem nevoie de bani cât mai mulți. Discuția, da, repet, n-am un răspuns în momentul de față și nu vă pot da un răspuns tranșant. Creșterea cotei alocate municipiilor până la 60% este o măsură bună. Rămâne de văzut în ce măsură această dispoziție este contrabalansată de transmiterea către UAT-uri a cheltuielilor de natură socială. Aici este. Și care va fi acel procent? Dacă va fi 100%, dacă va fi 60%, dacă va fi 70%, în momentul de față e până la 10%. Și vom vedea atunci și vom putea să tragem o linie. Ce pot să spun în momentul de față este că pe aceste programe de investiții pe care le avem și care sunt în principal cu fonduri nerambursabile, prin orice proiect de buget, în orice formă, reușim să asigurăm investiții pentru municipiul Târgoviște până prin 2024-2025, fără să fim nevoiți să mai lansăm vreo altă investiție. Deci cofinanțările în acest moment nu sunt puse? Nu, nu sunt puse. Sunt cofinanțări foarte mici, de altfel de 2%. Pe proiectele cu finanțare europeană și unele sunt mai substanțiale, dar cu siguranță găsim soluții. Discutăm și vă promit că vom face împreună o analiză pe bugetul municipiului Târgoviște după ce avem proiectul de buget, după ce avem alocările de la Consiliul Județean, pentru că în momentul acela voi cunoaște foarte bine unde stăm din acest punct de vedere. E o chestiune foarte importantă. Este o chestiune foarte importantă și e nevoie de foarte multă responsabilitate în a trata această problemă. Cine e de care te-ai
Nu există, nu e vorba de negocieri cu AITT-ul, cu AITT-ul avem semnat deja un acord. Ce înseamnă? Înseamnă că din martie se preia transportul public, înseamnă că vom prelua mijloace de transport care corespund de la AITT și vom prelua contracost, clădirile și ce mai este acolo. Și că AITT va renunța la transportul public în comună în municipiul Târgoviște, cu precizarea că în acest moment căutăm soluții pentru a asigura inclusiv transportul pe zona Civitas. Astfel încât să putem să oferim prin operatorul de transport al municipiului Târgoviște o alternativă pentru toți cei care vor să utilizeze mijloace de transport în comun în cadrul unui proiect sau în cadrul unei etape tranzitorii până la obținerea banilor europeni, când vom schimba din nou sistemul de transport public din municipiul Târgoviște. Va fi îmbunătățit substanțial. Acestea sunt datele probleme în momentul de față. Cele care corespund din punct de vedere calitativ. Vor fi expertizate. Vor fi expertizate toate. Și pe baza auto de acolo? Numai câteva clădiri, pentru că restul baza e a noastră. Nu, sunt în evaluare. Deci, sunt evaluatori care sunt desemnați potrivit acordului să facă această evaluare. Cam asta este situația în linii mari. Noi avem altă concepție pe ceea ce înseamnă servicii publice. Și anume, dacă până acum se mergea pe zona aceasta de externalizare și așa mai departe, eu cred că ar trebui ca administrația publică să fie aproape de cetățean în sensul de a oferi nemijlocit serviciile publice. Nu prin operatori privați, și avem în momentul de față situația cu transportul public, și de asemenea societatea de construcție a primăriei Târgoviște, care a fost dotată cu tot ceea ce are nevoie pentru a asigura activitatea de întreținere a străzilor din municipiul Târgoviște, în contextul în care fosta direcție de construcție a primăriei Târgoviște a fost efectiv pulverizată în ultimii 20-30 de ani. Mulțumesc frumos!